An de an, sărbătoarea Sfinților Doctor fără de Arginți, Chir și Ioan, aduce bucurie în sufletele cadrelor medicale și ale pacienților de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Galați. Astăzi, în ziua hramului, în capela instituției a fost săvârșită Sfânta Liturghie în cinstea ocrotitorilor spirituali. La momentul aniversar a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Galați a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie în cinstea ocrotitorilor spirituali. La slujba au participat cadrele instituției, împreună cu ei fiind și înalt preasfințitul Părinte Casian. Ierarhul a oficiat la finalul Sfintei Liturghii o slujbă de mulțumire și un parastas pentru fondatorii și ostenitorii spitalului trecuți la cele veșnice. Am mulțumit astăzi împreună cu toate cadrele medicale care au fost prezente la clinica spirituală cu prilejul pomenirii ocrotitorilor spitalului Clinic Pediatrică Universitară Sfinții Doctor Chir și Ioan. Impulsul spiritual atât de la Sfântul Altar cât și de pe altarul slujirii medicale într-o clinică familie, deoarece aici se tratează extrem de mulți copii, uneori încercați, dar datorită cadrelor medicale, medicilor rezidenți și înțelepciunii programelor de prevenție și de educație a sănătății, atât mamele copiilor care îi însoțesc de multe ori, cât și cadrele medicale stau la sfat bun, încât clinica nu este numai o clinică de tratament pe patul spitalului, ci este și o clinică de a comunica bunele practici de creștere a copilului în grijă pentru suflet, în grijă pentru sănătatea lui și în grijă pentru a crea o grădiniță aici, e ca o grădiniță, unde copiii prin programe frumoase depășesc mai repede suferința. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Galați a fost înființat în anul 1986, iar de trei decenii, instituția a fost pusă sub ocrotirea spirituală a Sfinților Doctori fără de Arginți, Chir și Ioan. Este o tradiție veche de aproximativ 30 de ani. Suntem mândri că putem să o continuăm după toate evenimentele pandemice care au trecut peste noi, ceea ce denotă că oastea văzută a corpului medical al spitalului și oastea nevăzută spirituală a sfinților și a îngerilor care fac un corp comun în susținerea activității medicale și spirituale a copiilor noștri reprezintă un motiv de mare bucurie și de mare împlinire sufletească pentru toți colegii. Copiii internați în spital nu au putut participa la slujbă din cauza măsurilor de precauție impuse de infecțiile respiratorii. Din acest motiv, preotul capelan și cadrele medicale i-au vizitat pe micuții pacienți în saloanele lor și le-au oferit daruri.